Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Suntem, stimați telespectatori, în biroul domnului Adrian Ciobanu, primarul comunei Cordun, din județul Neamț. Mai înainte mă bâlbuiam, că parcă nu trec pe aici aproape o dată pe lună, dacă nu mai des. Dați-mi voie să vă strâng și mâna, să vă spun cele bune și bine v-am găsit. Bine ați revenit în comuna Cordun. Lucrați. Noi nu ne-am văzut de vreo lună și ceva și știu că sunt proiecte în derulare despre care vreau să vorbim, ca să nu mai vorbim și de faptul că sunt și evenimente vara la dumneavoastră și în partea a doua a interviului să le amintim și pe acelea. Este acum, la ora actuală, discutăm de o perioadă foarte agitată, în care avem și investiții mari pe care le derulăm la nivelul comunei, dar avem și evenimente, întrucât luna august este o lună a revederii, o lună a bucuriei. Sunt foarte mulți locuitori care au revenit pe meleagurile natale, locuitori care lucrează în întreaga Europa, în toate statele din Europa, și azi, la ora actuală, au revenit acasă și este o lună frumoasă, o lună în care cred că fiecare localitate din România prinde viață și majoritatea localităților astăzi sunt încununate cu evenimente de bucurie, dat fiind faptul că, așa cum am menționat, majoritatea celor plecați se întorc acasă. Și acest lucru se întâmplă și la Pildești, unde e o comunitate mare și mulți copii plecați, dar și la dumneavoastră, la Cordun. Când zic la dumneavoastră, mă refer la satul în care locuiți, că de fapt comuna are aceste două, trei sate, din câte știu. Trei sate are comuna. Organizez anual, deja există o tradiție acum la nivelul comunei, ca în luna august, pe data de 15-16 august, să sărbătorim la nivelul satului Pildești, hramul bisericii din satul Pildești. E o tradiție de câteva sute de ani care se păstrează cu sfințenie în acea localitate. Acum 7 ani în urmă am înființat pentru prima oară și ziua Comunei Cordun, dat fiind faptul că la nivelul Comunei Cordun și la nivelul satului Cordun nu exista nicio sărbătoare de bucurie. Am organizat în prima duminică, după data de 16 august, această sărbătoare. Anul acesta, această sărbătoare, ziua Comunei Cordun, se desfășoară pe data de 20 august și organizăm o petrecere în cinstea celor veniți în comunitatea din satul Cordun. Sunt mulți copii plecați din ambele, din toate trei satele. În general, acum spun cu tristețe că încă mai avem foarte mulți oameni plecați. Îmi doresc ca pe viitor acești oameni plecați să înceapă să se retragă din ce în ce mai mult, să vină spre casă. Acasă. Partea bună că ei mai trimit bani și mai investesc, mai și ajută părinții acolo unde mai trăiesc. Am văzut case frumoase, cel puțin asta am remarcat, fiind o comună și în imediata vecinătate a municipiului Roman, parcă cumva, din acest punct de vedere, comunitatea a înflorit. E adevărat ce spuneți dumneavoastră, comunitatea a înflorit și datorită dezvoltării imobiliare, dar comunitatea cred că înflorește în primul rând datorită investițiilor private care se realizează în această zonă. Sunt câteva mii de locuri de muncă la nivelul Comunei Cordun. Populația dispune de câteva mii de locuri de muncă, chiar dacă aceste locuri de muncă nu sunt ocupate numai decât cu 100% cu personal de pe raza Comunei Cordun. Sunt și foarte mulți romașcani care lucrează la aceste fabrici de pe raza Comunei Cordun și pe lângă romașcani locuitori din alte comunități învecinate, îmi doresc ca în paralel cu investițiile pe care le dezvoltă în infrastructură la nivelul Comunei Cordun, să găsesc soluții astfel încât să aduc cât mai mulți investitori și să avem posibilitatea de a crea cât mai multe locuri de muncă pentru locuitorii de pe raza Comunei Cordun, dar și pentru locuitorii din comunitățile învecinate, pentru că eu, în calitatea mea de primar și
consider că principalul motor de dezvoltare al societății românești, al comunităților noastre, îl reprezintă investițiile private care se dezvoltă la nivelul unei comunități. Spuneați asta plecând de la ideea parcului industrial și la acei investitori pe care i-ați primit și încă îi mai primiți în asigurându-le condiții de dezvoltare. Clar că am avut câteva turi aici în zonă, în sensul în care a existat deja o fabrică la nivelul comunei și aici discutăm de Mittal Steel. Dar în ultimii 5-6 ani am avut investiții foarte importante la nivelul comunei Cordun și chiar astăzi discutam cu câțiva investitori în ideea de a veni cu noi investiții, de a crea noi locuri de muncă, toate aceste lucruri să vină în favoarea locuitorilor de pe raza comunei Cordun și am spus nu numai oferind locuri de muncă cu taxe și impozite la bugetul local, astfel încât pe viitor să avem capacitatea de a susține serviciile pe care primăria le prestează în interesul comunității și în interesul cetățenilor de pe raza comunei noastre. Investițiile publice, cele pe care le sunt acum în derulare, sunt, asistat la lucrări și cred că ați continuat. Sunt investiții publice, din punctul meu de vedere, ambițioase la nivelul comunei Cordun. Lucrez la foarte multe investiții acum la ora actuală, dar efectiv în derulare acum la ora actuală avem o investiție importantă, o investiție de vreo 4 milioane jumătate de euro de extindere de apă și canal la nivelul celor mai importante comunități ale comunei noastre, la nivelul satului Cordun și la nivelul satului Pildești. Sunt lucrări începute acum o lună și ceva în urmă și sper că în următoarele 2-3 luni de zile să finalizăm această investiție, astfel încât să am capacitatea să nu mai vorbesc de infrastructură de apă și canal la nivelul acestor două comunități componente ale comunei Cordun. Sper să trec peste această etapă. Consider, din punctul meu de vedere, că investițiile de apă și canal sunt cele mai importante, apă, canal, gaze naturale, sunt investițiile cele mai importante pentru dezvoltarea unei comunități. Acestea trebuie să, din punctul meu de vedere, orice primar are obligația de a derula aceste investiții, chiar dacă aceste investiții de multe ori creează disconfort la nivelul comunității, pentru că tot ceea ce înseamnă limitată. E o perioadă limitată. Uneori sunt situații când perioadele se prelungesc datorită constructorilor sau datorită lipsei de personal și atunci disconfortul este mai mare. Am avut bucuria ca în ultimii ani să construiesc o rețea de vreo 50 de kilometri aproape de canalizare. Acum, la ora actuală, mai construiesc încă vreo 15 kilometri de canalizare și 15 kilometri de apă. Și cred că într-o perioadă de 4 ani se discute de aproximativ 60 de kilometri de canalizare și de vreo 40 de kilometri de rețea de apă potabile. Este o performanță. Colaborat cu modernizare de drumuri de vreo 30 ceva de kilometri și în continuare gândesc ca în perioada imediat următoare, în următorii 2-3 ani, să finalizez tot ce înseamnă infrastructură, apă, canal, gaze. Gaze naturale avem la nivelul comunei într-o proporție ridicată de aproximativ, cred, 99%. Exceptând extinderea caselor, extinderea caselor, da, unde mai trebuie făcute investiții în extinderea rețelelor, și în apă. Dar sperăm ca în următorii 2-3 ani să finalizăm această infrastructură și să regândim dezvoltarea comunei cu investiții noi, așa cum am menționat, cu locuri de muncă. Am lucrat în paralel în această perioadă și la modernizarea infrastructurii școlare. Am construit în cursul anului o sală de sport, un teren de sport, o amenajare la o școală. Am modernizat școli și în cursul anului. Adică, colaborând toate lucrurile astea, cred că în cursul anului avem șansa de a efectua investiții de aproximativ 6-7 milioane de euro la nivelul comunei noastre. Sunt investiții importante care le consider că vor aduce un plus valoare în perioada următoare. Trebuie să avem răbdare pentru a culege beneficii din această zonă, că trebuie să avem răbdare și în următorii ani considerăm că vom avea un potențial frumos de dezvoltare a comunității noastre. Am filmat chiar sala de sport, era
90% finalizată și știu că urma, am zis noi că trecem și că vom asista la o competiție sportivă, a unor sportivi pe un domeniu mai special. Spun asta în ideea de a mai completa și de a spune că iată că și-a găsit utilitatea chiar dinainte de a fi finalizat. Exact, am avut partea de mobilier. Am avut acum 2 luni și ceva în urmă, 3 luni, un seminar foarte important de arte marțiale în care am avut invitat pe domnul maestru din Japonia, Takeuki Hayama, care a fost prezent aici, fondatorul stilului de arte marțiale. A fost un eveniment extraordinar de frumos care s-a desfășurat la nivelul comunei noastre și am rămas surprins dat fiind faptul că nu am fost ancorat foarte bine în aceste informații, că și noi la nivelul țării noastre, la nivelul zonei noastre, avem sportivi de arte marțiale care sunt campioni mondiali. Și cluburi care au nevoie de sprijinul comunităților. Este foarte important ca și administrațiile publice locale să se implice în tot ceea ce înseamnă promovarea sportului și sportul în zona tineretului și nu numai, pentru că dintotdeauna am considerat sportul ca fiind un lucru foarte important pentru dezvoltarea fiecărui tânăr, întrucât sportul oferă beneficii din toate punctele de vedere, oferă beneficii și fizice pentru creșterea frumoasă a tinerilor noștri și pentru dezvoltarea psihicului lor. Sportul, practic, dezvoltă mai mult decât considerăm noi creșterea copiilor, creșterea sănătoasă a copiilor. Chiar dacă, să zicem, ajungem în punctul în care copiii nu fac performanță, dar ei se dezvoltă frumos și sănătos. Noi am transmis în direct cu card de reportaj, cu ajutorul colegilor noștri la studioul din Bacău, Federația Națională de Ciclism, 2 competiții, la Bacău și la Focșani, într-o comunitate cârlici, cred, sau Cârlibaba, nu mai știu exact. Dar întrebarea mea e că am văzut numai bicicliști în comună. Pa, chiar la școală acolo aveau toți biciclete. Aveți copii care să știți practică că sportul acesta pe competiții? În zona competițiilor cicliste nu avem copii care să practice dar avem o altă cultură la nivelul localității din Pildești. Acolo chiar am arătat multor prieteni imagini cu copiii care circulă, care merg la școală cu bicicleta. Acolo, la nivelul comunității, cred că avem câteva mii de biciclete. Există o tradiție în acest sens la nivelul comunității. Lucrez la un proiect important la care am trecut de prima etapă prin administrația Fondului de Mediu, realizarea de piste de bicicliști. Practic avem acum la ora actuală posibilitatea de a circula cu aceste biciclete în condiții normale, dar doresc să dezvolt zona de infrastructură velo la nivelul comunității, astfel încât cei mai mulți cetățeni de pe raza comunității să circule cu bicicleta, cei mai mulți. Și acum, la ora actuală, circulă, dar să oferă o siguranță mult mai mare vis-a-vis de traficul cu bicicleta la nivelul comunității. Dezvoltând aceste piste de biciclete. Exact. Copiii acolo, sunt câteva sute de copii care dimineața, la prima oră, și-au bicicleta și merg cu bicicleta la școală. Am văzut că ne-au parcat acolo, aveți exact, și parcare speciale. Avem parcări speciale pentru bicicliști la nivelul școlii, pentru toți copiii care merg cu bicicleta la școală. Sunt, din punctul meu de vedere, cred că sunt câteva sute, adică 300-400 de copii care circulă cu bicicleta. Eu am trei copii. Să vă trăiască. Toți sunt bicicliști, toți circulă cu bicicleta, toți circulă cu bicicleta la școală. Mai avem și microbuz școlar, întrucât dintr-o localitate mică, componenta comunei, transport copiii către școli de pe raza celorlalte 2 localități cu ajutorul microbuzului școlar. Facem și acest lucru pentru tineri și pentru copiii de pe raza comunei. Deci să înțeleg că la aniversare părinții trebuie să cumpere bicicletă copilului. Fie că e aniversare de la 5 ani în sus, nu se întâmplă și la aia mici, fie că e la 16. Cred că prima oară copiii intră în contact cu bicicleta la vârsta de 3-4 ani. De 3-4 ani, 2 ani și ceva,
Nu se joacă. La cea vârstă, la cea vârstă copiii învață să meargă cu bicicleta. Deci nu cred, sunt procentul copiilor care nu circulă cu bicicleta este unul foarte scăzut, este unul foarte scăzut. Majoritatea. Și eu, în calitate de primar, acum câțiva ani am premiat copiii cu rezultate mai deosebite la învățătură cu biciclete. A, da? Cu biciclete, da. Am avut 2 ani la rând copiii premiați cu biciclete pentru că am încurajat mișcarea, am încurajat deplasarea copiilor cu bicicleta și am premiat acest lucru. La timpul respectiv începusem vară de vară să premiez copiii și 2 ani de zile am premiat cu biciclete, al treilea nu mai știam ce premii să ofer copiilor. Cu pandemia am mai fost cu tabletele, că așa și era. Și cu pandemia am venit cu tablete, am venit cu laptopuri, am venit cu puțină tehnologie în această zonă, cu mijloace informatice, așa cum menționați noastră. Grădinițe? Că dacă trebuie de locul de muncă, copiii mici trebuie să ajungă undeva. Avem pe raza comunei 3 grădinițe. 2... E capacitate satisfăcătoare, să spunem? Exact, avem capacitate satisfăcătoare. Acum, la ora actuală, avem o grădiniță particulară, avem o grădiniță cu program prelungit în satul Cordun și mai avem încă o grădiniță în satul Pildești. Dispunem de 3 grădinițe, ba chiar din contra, avem posibilitatea de a oferi servicii în domeniul educației pentru copii la, să zicem, la un număr mult mai mare decât oferim acum la ora actuală. Avem baza logistică necesară pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie sau în sprijinul celor care au nevoie. E perioada în care știu că, și văd aici dosare de fiecare dată le-am remarcat, că PNRR-ul, că finanțarea 2016-2021 plus 2, 2021-2027, înseamnă că trebuie să lucrăm la alte proiecte. Dacă acum în lucru lucrați la studii de fezabilitate sau și la sau ați obținut deja noi finanțări pentru perspectivă. Am și obținut finanțări și în continuare muncim pentru a obține noi finanțări. În permanent la nivelul administrației publice locale există de muncă și există dorința de a munci. Ne raportăm la tot ceea ce înseamnă activități și servicii la nivel local. Lucrăm cam în fiecare domeniu. Acum, la ora actuală, cred că am obținut în această primăvară, am obținut în această primăvară un contract pentru construirea unui centru de colectare de deșeuri cu aport voluntar. Acum, la ora actuală, transmitem proiectul tehnic și autorizația de construcție către Ministerul Mediului, astfel încât să scoatem la licitație și să atribuim această lucrare către un constructor. Avem termen până în perioada anului 2024, până în septembrie 2024, pentru finalizarea acestui obiectiv de investiții. Este un obiectiv de investiții care vizează protejarea mediului, în sensul în care vom oferi posibilitatea locuitorilor de pe raza comunei Cordun de a se deplasa la acest centru de colectare cu aport voluntar pentru diferite deșeuri care ar proveni și ar rezulta la nivelul gospodăriilor. Și aici mă refer de electrocasnice, mobilier, resturi vegetale, care în mod normal operatorii de colectare a deșeurilor nu le colectează de la nivelul gospodărilor. Avem un serviciu bun de gestionare a deșeurilor la nivelul comunei, dar vrem să oferim posibilitatea ca orice deșeu, așa cum am menționat, inclusiv mobilier, să existe posibilitatea prin aport voluntar, cu ajutorul unui mijloc de transport, să te deplasezi într-o anumită zonă de pe raza comunei, să duci acel deșeu și să nu-l arunci la voia întâmplării sau să-l lași la voia întâmplării, inclusiv deșeuri animale provenite, cadavre de animale mici, vom avea inclusiv frigidere acolo, noi vom avea obligativitatea ca să gestionăm acest obiectiv de investiții în următorii ani și cred că acest lucru este foarte important, întrucât din discuțiile pe care le-am avut cu prieteni care locuiesc în străinătate, la nivelul localităților din străinătate, sunt aceste centre de colectare cu aport voluntar, în sensul în care au cantități de moluz la nivelul unei gospodării, strică o sobă sau
repar ceva, reparații, așa, oferă posibilitatea inclusiv deșeurilor provenite din construcții să le depoziteze undeva, să preîntâmpinăm degradarea mediului și aruncarea acestor deșeuri la voia sorții, așa cum se întâmplă în societatea noastră, în majoritatea comunităților din România. Este un lucru trist pentru că nu avem grijă de mediu și că nu avem o cultură de reciclare și de păstrare a curățeniei la nivelul societății noastre. Este un lucru trist, dar doresc la nivelul comunei. Eu consider că avem o comună curată, o comună frumoasă, dar și acum, la ora actuală, mai avem de muncit în zona asta pentru a oferi locuitorilor de pe raza comunei noastre toate oportunitățile pentru a nu lăsa la voia întâmplării aruncarea acestor deșeuri. Este unul din proiecte la care lucrăm. De asemenea, prin PNR am mai semnat un contract pe componenta C10, unde acel contract vizează monitorizarea video integrală a fiecărei străduțe de pe raza comunei Cordon și a montarea unui număr de 6 semafoare pe zone principale cu trafic mai mare la nivelul comunei. Avem o monitorizare video și o dirijare a traficului rutier la nivelul comunei. Este un proiect de vreo 2 milioane de lei pe care l-am obținut. E un proiect binevenit pentru siguranța. Toate proiectele care sunt finanțate din fonduri externe nerambursabile sunt binevenite din punctul meu de vedere la nivelul tuturor comunităților. Mai avem un proiect Școala Verde, un proiect tot prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Sunt aproximativ acum la ora actuală în lucru în jur la vreo 30 de proiecte de investiții pe care le derulez la nivelul comunei Cordun. Sunt investiții serioase și, așa cum am menționat, avem și pe zona de mediu, avem și pe zona de infrastructură de apă și canal, avem și pe zona de infrastructură de drumuri. Chiar acum, la ora actuală, gândesc că zilele trecute am discutat cu câțiva investitori de pe raza comunei Cordun de a creiona o variantă ocolitoare mult mai mare. Am început o variantă ocolitoare acum la ora actuală doar pentru satul Cordun, întrucât în zona satului Cordun industria este mai dezvoltată decât în celelalte două comunități. Dar colaborând cu viitorul proiect mare de dezvoltare rutieră la nivelul Moldovei cu autostrada care va trece pe aici, nu? Va rupe comuna în două, va traversa comuna, doresc să creionez un potențial mult mai bun de investiții pe raza comunei noastre și doresc să fac o variantă ocolitoare a celor să lipesc, practic, să construiesc în continuare aceste variante pe care am creionat-o acum la ora actuală, să lipesc drumul cu viitoarea autostradă. Și la care proiect îl știți și îl putem realiza. Cu partea cealaltă. Ne dorim să reușim să avem capacitatea de a atrage mai multe investiții odată cu venirea autostrăzii. Cred că este un lucru bun pentru zona noastră, pentru zona Moldovei și pentru o revitalizare a mediului de afaceri și mediului economic pe care le avem acum în zona Moldovei. Cu excepția câtorva orașe mari care dispun de o industrie dezvoltată, zona Moldovei a fost un pic uitată. Lipsa autostrăzii, lipsa mijloacelor de comunicații, lipsa mijloacelor de transport în zonă. Practic, nu putem acum la ora actuală să spunem că nu avem oportunitatea să ajungem în orice punct de pe raza Moldovei. Putem să ajungem în orice punct, dar astăzi și o deplasare către orașul Iași a devenit o provocare. Pentru că discutam cu foarte mulți prieteni care circulă în permanență Roman-Iași. Dacă acum câțiva ani făceam Roman-Iași în 50 de minute, acum Roman-Iași a început să devină un calvar și durează aproximativ 2 ore. Ca să stăm 2 ore în trafic acum la ora actuală, traficul este îngreunat acum la ora actuală datorită numărului mare de mașini și infrastructurii care este depășită acum la ora actuală, capacitatea de deplasare
s-a redus în comparație cu acum 20-25 de ani. Nevoile societății noastre au crescut, iar investițiile din partea guvernului trebuie să fie mult mai cu inițiativă mult mai serioasă și mult mai abile pentru a fi în ton cu dezvoltarea societății noastre. Și cu, da, și cu sistemul acesta de presă, avem studenți, avem copii care fac navetă. Studenții care au fost dintotdeauna, studenți dintotdeauna. Problema mijloacelor, cred că avem acum colaborat cu structura rutieră care a rămas învechită, nu în sensul în care drumurile sunt rele, drumurile sunt bune, dar capacitatea lor de trafic nu oferă posibilitatea unui trafic mai fluid la o viteză mult mai mare și pentru un număr mai mare de mașini. Zilnic, anual, au fost introduse în circulație mai multe mașini și atunci structura rutieră a fost depășită de numărul de mașini. Colaborat cu faptul că nu au fost investiții în zona feroviară, pentru că da, am rămas în dacă urmă, aruncăm o privire, dacă aruncăm o privire foarte atentă la țările un pic mai dezvoltate decât noi, au pus un accent foarte important pe ceea ce înseamnă trafic feroviar și trenurile au fost puse la punct. Am rămas și acolo un pic în urmă, viteza de circulație a trenului fiind una mult mai bună. Media pe ore de circulație a trenului e o viteză mult mai ridicată și deplasările sunt un pic mai anevoioase la noi în România, dat fiind faptul că de multe ori România își face și 3 ore, iar 3 ore alții își doresc să lege New York-ul de da, Los da. Angeles în 40 de minute acum la ora actuală sau în... Da, am evoluat în toate sistemele. Unele lucruri au inevoluat, dar avem și părți pozitive unde am evoluat la nivelul societății noastre și întotdeauna consider că și noi trebuie să vedem partea plină a paharului și nu partea goală a paharului. Trei bicicliști de vârste diferite, nu? E firesc. Cel mai mare câți ani are copilul? 14. Deci e deja elev de liceu, înțeleg. Se înseamnă că se duce bicicleta la Roman. Nu. Deci am, mașină, de la 16 ani am presă că nu, e am prins, am avut plăcerea de a... am plăcerea de a-mi aduce aminte de timpurile trecute când pe raza comunei, chiar și pe distanțe mai lungi, de aproximativ 10 km, navetiștii care munceau la fabrici făceau naveta cu bicicleta. Mi-aduc aminte, erau foarte mulți la timpul respectiv, dar existau și mijloacele de... Numărul de mașini erau mult mai puține transportul în comun mult mai anevoios decât acum la ora actuală. 10 km se fac în ceva vreme, nu știu, mai de oră, mai mult. Se fac în jumătate de oră, dar e un plus și pentru sănătatea fiecăruia. Copilul, copiii ceilalți, deci 14? 14, 11 și 7 ani și toți... Toți se duc la școală din bicicleta. E o tradiție la nivelul comunității respective. Cred că suntem unicați în România. Da, eu n-am, mai noi umblăm mult, dar n-am văzut așa. Din acest punct de vedere suntem unicați. E o comunitate specială, e o comunitate unică în România prin tradiția de a circula cu bicicleta. Povesteam unor prieteni că avem această tradiție, la fel ca în Germania, Belgia, Olanda, unde... China, ce merg mult cu bicicleta. Exact, unde și noi ne putem compara cu acele comunități. E și ecologică deplasare, este și sănătoasă. Este și ecologică și este și sănătoasă. Beneficii din toate punctele de vedere pentru cei care practică transportul cu bicicleta. Domnule primar, vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate dumneavoastră, doamne, și generației tinere. Și să ne vedem cu bine la aniversarea, fie cea de la Peldeș, unde e ziua hramul bisericii, fie la dumneavoastră la Cordun pe 20. Vă așteptăm cu drag. Mi-e dor să mă merg la un cear, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un cear,